Astăzi vom discuta despre implicațiile legământului davidic. Mulțumesc frumos, Ovidiu, mulțumesc tare mult, Enos. Thank you very much. Wait for you for next, no, next Monday we will be free. Pentru că legământul davidic conține elemente profetice extraordinare, iar are tentacole care aleargă într-un fel spre viitor, spre vremurile mesianice și escatologice. Și de aceea nu putem trece pe lângă legământul davidic fără să vedem implicațiile, și o parte din ele se reflectă în psalmii regal mesianici. În psalmii regal mesianici. Ăsta este anul 2024. Am zis că rupem în două cartea Samuel, au făcut-o cei care au tradus Septuaginta în canonul evreiesc, este o singură carte, Samuel, Împărați și Cronici, dar sunt două volume în Biblia noastră și între ele am așezat o serie de psalmi cu context istoric dat. Și între ei este și un psalm mesianic, foarte lung, are vreo 50 de versete și am zis că e prea mult să încheiem seara cu el, poate o luăm într-o altă luni seara. Dar dacă vă uitați, pe noi ne interesează în seara asta psalmii și mă întreb, ce sunt psalmii? Noi călătorim prin cărți și discutăm de obicei câte o carte și cum e structurată, dar cum arată psaltirea? Psalmii, regal mesianici, sunt împrăștiați prin toate cele 5 cărți ale psaltirii și cum arată întregul psaltirea? Practic, aș vrea să discutăm un pic despre cartea psalmilor în această seară. Ce sunt psalmii? Sunt rugăciuni sau plângeri sau lamentări sau penitențe sau de multe ori revărsarea mâniei spre Dumnezeu, psalmii de imprecație, care, deși sunt adresați lui Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit sau a poruncit sau a revelat sau a insuflat canonizarea lor spre folosul nostru. Deci imaginați-vă că oamenii vorbesc cu Dumnezeu, Dumnezeu contrasemnează rugăciunile sau vorbirea lor și trimite înapoi în Scriptură psalmii aceștia ca să-i folosim noi. Și în felul acesta, rugăciunile sau psalmii cu toată varietatea lor, și vom vedea cât de variați sunt, ne sunt de folos în contextul valorit al vieții, când treci prin situații, nu-ți găsești cuvinte, poți apela. Dacă ești bucuros, ai psalm de laudă. Dacă ești mulțumitor, ai psalm de mulțumire. Dacă te doare ceva, ai psalm de jelire. Dacă ești supărat pe cineva, în loc să-ți verși mânia pe el, spune lui Dumnezeu. Sunt psalmii de imprecație. Cu alte cuvinte, psalmii ne învață cum să ne raportăm la contextul vărulit al vieții, la diversele situații, și cum să ne folosim, să ne găsim cuvinte aprobate de Dumnezeu, plăcute lui Dumnezeu, să vorbim prin ele. Prin ele, așa cum David o face în 1 și 2 Samuel sau în 2 Samuel și în 1 Cronici. Dar nu uitați, psalmii sunt rugăciuni adresate lui Dumnezeu, canonizați pentru a fi folosiți de noi, pentru a ne folosi nouă. Și eu cred că e mare lucru, în loc să înșir cuvinte ca și păgânii, o mulțime de cuvinte, să iei un psalm, să te rogi prin el sau să vorbești prin el cu Domnul, este un câștig și pentru sufletul nostru. Și probabil plăcut și în inima și la uzul lui Dumnezeu, tocmai pentru că el a contrasemnat psalmii și a trimis înapoi între noi. Dar aș face un pas înapoi și m-aș opri lângă psaltire, lângă cartea psalmilor. Și primul lucru este, va fi informație în prima parte, după care vom lua un psalm, un psalm mesianic, și vom trece împreună prin el. Unul care nu e așa de lung. Dar dacă citiți textul Scripturii, de pildă Împărați și Cronici, veți vedea că puteți distinge etapele în care s-a organizat sau s-a reorganizat psaltirea. Cu alte cuvinte, nu au fost scrise în ordinea în care au fost rostite, ci de-a lungul timpului cineva s-a frământat cu ele și psalmii vorbesc în foarte multe feluri. În primul rând, fiecare psalm vorbește prin el însuși, da? Pe de altă parte, m-a întrebat Ana dacă există cuvântul psalm alăturați. Da, psalmul 1 e alăturat psalmului 2 și psalmul 2 psalmului 3. Și în ordinea canonică în care sunt așezați psalmii, dacă ții cont de felul în care mesajul psalmilor se înlănțuiesc, ai un câștig în plus.
dar vom vedea câteva alte posibilități de a ne raporta la psalmi. Uitați-vă la cele 5 etape în care psaltirea a fost așezată. În primul rând este perioada lui David. Și jos aveți textele care vin și te ajută să vezi. Dacă țineți minte, când David reușește să aducă chivotul legământului în Ierusalim, el ce face înainte? Face pregătiri mari, construiește un cort pentru chivotul legământului. Pe de altă parte, organizează slujba de la templu și cântăreții aveau un rol foarte important. Și printre ei sunt și cântăreți care sunt autori de psalmi. Și în felul acesta, în perioada lui David, începe prima organizare a psaltirii. Apoi este perioada lui Iosafat. Iosafat, unul din împărații buni, toți ăștia sunt împărați buni, pentru că majoritatea, vom vedea, sunt împărați care au făcut ce este rău înaintea Domnului. Domnul n-avea cum să primească din partea lor psalm, ca să-i pună și în canon, în psaltire. Dar este vremea lui Iosafat sau perioada lui Iosafat. După care este perioada lui Ezechia. Perioada lui Ezechia. Ahaz este un împărat rău, dar fiul lui, sub influența lui Isaia, face un stânga împrejur și Dumnezeu îl învrednicește într-un fel să organizeze Paștele și să recheme poporul înapoi în legământ și el are eforturi în reorganizarea psaltirii. După care este ultima perioadă post-exilică, vremea lui Ezra și Nemia. Deci astea sunt cele 5 perioade în care psaltirea a tot crescut, s-a reorganizat și avem înaintea noastră cele 5 cărți ale psalmilor. Perioada lui David, a lui Iosafat, a lui Ezechia, a lui Ezra și Nemia. Și aveți textele de desubt care te trimit în direcția aceasta. Oare? O posibilă clasificare a psalmilor. Din ce sunt făcuți psalmii? Ce conțin psalmii? Da? Câte feluri de psalmi sunt? Spuneam că oamenii în diversele contexte ale vieții au vorbit în moduri diferite lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă dau câteva posibilități de clasificare a psalmilor. În primul rând, meditații asupra diferitelor aspecte ale providenței divine. Observați, mai ales primele două categorii vorbesc despre Dumnezeu, implicarea Lui în istoria lui Israel și atunci ai meditația asupra providenței divine. Pe urmă? Reflecții privind guvernarea lumii de către Dumnezeu. În amândouă cazurile, psalmiștii vorbesc despre cine-i Dumnezeu, cum se implică El în istoria și sunt foarte mulți psalmi în care pur și simplu, dacă vrei să cunoști ceva despre Dumnezeu, ascultă-i pe psalmiști. Și nu uitați, dacă ei sunt insuflați de Dumnezeu și psalmii lor sunt contrasemnați de Dumnezeu, atunci ai un mod extraordinar de a vedea cine este Dumnezeu. Nu spune Domnul Iisus și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și dacă e adevărat lucrul acesta, unde să mă duc să-L cunosc pe Dumnezeu? Dar din Genesa până în Apocalipsa. Dar sunt nenumărați psalmi care realmente vorbesc despre Dumnezeu, despre cine este El. Deci, ambele categorii vorbesc despre cine este Dumnezeu, felul în care se implică în istoria poporului său. Apoi, expresia ale credinței, ale resemnării sau ale bucuriei în prezența lui Dumnezeu. Credință, resemnare sau bucurie. Dar trebuie să crezi în Dumnezeu, mai ales atunci când nu vezi, când nu înțelegi, când lucrurile par să meargă altfel decât te-ai fi așteptat. No, și în momentul acela întrebarea este ce faci? Dai cu țărână spre Dumnezeu și te răzvătești împotriva Lui sau cunoscându-L pe Dumnezeu? Și psalmul 89 este un psalm interesant. Poate că vom zăbovi lângă el altă dată. Dar psalmistul începe prin zice, Doamne, Tu ești un Dumnezeu credincios și plin de îndurare, dar Tu ai făcut o promisiune lui David și uite ce-i cu coroana lui. Uite-te ce s-a întâmplat cu linia regală. Unde-i credincioșia ta? Nu ești tu Dumnezeul acela care nu minte? Care împlinește cea? Și e foarte interesant să vezi baterea psalmistului. Ei, cum stai legat de Dumnezeu în ciuda faptului că lucrurile merg altfel decât te-ai fi așteptat sau altfel decât crezi că a promis Dumnezeu?
Și psalmistul, dacă ar fi înțeles legământul Davidic, zice, dacă se va răzvrăti, îl voi lovi cu nuia omenească și îl voi pedepsi. Și pedeapsa asta a venit peste poporul lui Dumnezeu, dragii mei, inclusiv prin exilul babilonian. Mai întâi peste cei din nord, exilul asirian, dar pe urmă exilul babilonian, sărobia babiloniană. Dar tu, ca membru în poporul lui Dumnezeu, te-ai aștepta la altceva decât la a fi alungat 70 de ani din prezența lui Dumnezeu. Și atunci ai nevoie de credință. Ca să ai credință, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu, să stai ancorat în El. Altădată, realmente nu înțelegi și atunci trebuie să te resemnezi în situația în care ești și să zici wow, sau să-ți exprimi bucuria pentru ceea ce Dumnezeu lucrează. Sau aș lua alte două categorii. Psalmii cu referire specifică la circumstanțele psalmistului. Și aici îl veți vedea pe David, dragii mei, în diverse situații. Și ăștia vor fi o serie de psalmi lângă care vom sta în vară. Și vom vedea lista lor și de ce sunt organizați așa de haotic pe calendarul nostru în ce privește alăturarea lor. Dar sunt situații specifice ale psalmistului în care el vine și vorbește cu Dumnezeu. Și David este în special bun în lucrurile acestea. Dragii mei, indiferent că îi merge bine sau îi merge prost, probabil își face un timp de părtășie și stă de vorbă și mai mult decât stă de vorbă cu Dumnezeu, le așterne în scris. Și în felul acesta este dialogul lor lui cu Dumnezeu. Și celelalte trei categorii, psalmii? Naționali, da. Istorici și regali. Și regali. Noi ne vom ocupa de ultima, ca ultima categorie de psalmii, de psalmii regali. Dar dacă privim la conținutul psalmilor dintr-un alt punct de vedere sau prin prisma unui alt comentator, avem psalmi de mulțumire și adorare. Observați, mulțumire și adorare. Psalmi de laudă individuali. De laudă individual și? De lamentare. De lamentare. Dacă eu am o bucurie în viață, nu? Exprim o bucurie, îl laud pe Dumnezeu și o fac eu singur, în dreptul meu. Dar aș putea să am și o durere în viață, să-mi fi murit cineva. Și dacă ați fost atenți la cartea 1 Samuel, războaiele alea interminabile și pierderile de vieți sunt la fiecare pas. Și atunci nici nu mă mir că psalmii de lamentare, bătălii pierdute, dragii mei, probleme care au dat peste poporul, au început să-și plângă. Dar așa sunt psalmi individuali. Pe urmă și există și o dimensiune națională, când tot poporul se adună, fie să laude pe Dumnezeu, fie să plângă. Psalmi? Lamentări naționale și psalmi regali. Și psalmii regali. Uitați-vă la un alt autor, felul în care clasifică psalmii. Psalm de încoronare, cântări ale Sionului, psalm de penitență, psalm de imprecație. Hai să rămuresc cei doi. Penitență, adică de pocăință. Imprecație, când vrăjmașii tăi încep să te supere și ai putea să înjuri și să vorbești împotriva lor. Și Dumnezeu și-a învățat poporul ca să rostească toate aceste lucruri în dreptul lui Dumnezeu. Doamne, frânge-le gâtul. Dar o spui lui Dumnezeu, pentru că nu vă răzbunați singuri. Ne-a spus Timi ieri, da? Lăsați-l pe Dumnezeu să se răzbune. Și atunci psalmii de imprecație sunt adresați lui Dumnezeu și lăsați în seama lui Dumnezeu. S-au lăsat în seama lui Dumnezeu să opereze sau nu, după buna lui plăcere și voie, cererea psalmistului de imprecație și pe urmă... 5. Psalmi mesianici și psalmi ai înțelepciunii. Psalmi mesianici sunt psalmi profetici care alunecă spre vremurile mesianice, deși toți autorii sunt autori ai Vechiului Testament. Hai să facem un pas mai departe. Contextele în care se interpretează psalmii. Pentru că psalmii sunt poezii și poezie sunt de multe ori lunecoase, poți să înțelegi ce vrei din ele. Întrebarea este, dacă ar fi să studiem de pildă cartea psalmilor, nu știu cât timp ne-a luat, 150 de psalmi, dar dacă ar fi să studiem cartea psalmilor, oare în ce ordine ar trebui să intrăm în psaltire ca să deprindem interpretarea lor corectă? Și asta este elementul pe care aș vrea să-l subliniem. În primul rând, contextul istoric sau experiența psalmistului. De asta ne vom ocupa în vară, de contextul istoric și
vom vedea că psalmii, într-un fel, izvorăsc din contextul specific al psalmistului, care în cazul nostru este David, și situațiile prin care el trece, le vine și le varsă înaintea Domnului. Și vom rămâne lângă povestea asta, văzând psalmii din vară. Contextul psalmilor alăturați? Observați, psalmii sunt de sine stătători, dar pentru că Duhul lui Dumnezeu a insuflat pe diverși oameni, pe David, Iosafat, Ezechia, Ezra și Nemia, pentru că există această lucrare a Duhului Sfânt, psalmii sunt așezați într-o anumită ordine, asta înseamnă alăturați. Și atunci când citești cu atenție psalmii, vezi că de multe ori mesajul se continuă, se completează de la un psalm la altul. Și mare lucru să-ți faci timp să vezi legătura dintre psalmi. Și ăsta este un alt context, contextul psalmilor alăturați, sau? Contextul cărții din psaltire. Sunt 5 cărți în psaltire, da, 5 cărți. Și atunci fiecare carte cred că a fost organizată într-un anumit fel, dacă Duhul lui Dumnezeu a fost prezent, ordinea în care sunt așezați în cele 5 cărți din psaltire nu e întâmplătoare. Și atunci pot lărgi contextul la cartea din psaltire, la volumul din psaltire. Pe urmă? Contextul psaltirii. Contextul întregii cărți, tot cei 150 de psalmi. De ce sunt importante contextele? Din pricina unei axiome fundamentale în interpretarea Scripturii. Dumnezeu nu se contrazice. Dacă Dumnezeu nu se contrazice, înseamnă că eu trebuie să verific interpretarea în contexte din ce în ce mai largi. Și aici am toată psaltirea, după care am toată Scriptura, da? Contextul întregii Scripturi. Din Genesa până în Apocalipsa, incluzând psalmii, noi trebuie să fim în armonie cu ceea ce Dumnezeu a vrut să reveleze despre sine și planul Lui. Dați-mi voie să urc sus la contextul istoric în care au originat psalmii, legat de experiența psalmiștilor. Mă întorc înapoi la anul 2024. Observați, între cele două volume din Samuel avem câțiva psalmi pe care îi vom studia, cel puțin la Iris sau cei care în țară vin cu noi pe programul Istoria Binecuvântării. Uitați-vă la șirul psalmilor și când te uiți prima dată, le pune înaintea ta, sunt călcate câteva principii în șirul ăsta de psalmi. În primul rând, nu sunt psalmi alăturați. Principiul alăturării psalmilor dispare pentru că sunt luați într-un fel haotic în calendarul nostru, la prima vedere. Întrebarea este vreo logică dacă în șir numai psalmii, psalmul 14? 52, 54, 57, 60, 51, 3, 18, 63 și 7. Și 7. Wow. Ce ordine poate să fie? Exact așa se întâmplă când te uiți la pasul exegetic, la istoria binecuvântările, ordonarea cărților. Deuteronom, Isaia, Ioan, Psalm regal mesianic, Exod și zici, de ce n-am luat-o din Genesa spre Apocalipsa? Păi dacă iei din Genesa spre Apocalipsa și studiezi o carte în cel puțin 3 luni de zile, trebuie 16 ani să treci prin Scriptură. Și atunci ne-am creat o cărare prin Scriptură care să adune cele 26 de cărți absolut fundamentale în Scriptură, cărți reprezentative. Și când citiți viziunea împărăției, de pildă, acolo înțelegeți cum a fost alcătuită. Exact aceeași poveste este și în cazul nostru. Uitați-vă la psalmi, sunt în roșu pus pe stânga, după care sunt textele din 1 și 2 Samuel. Și veți vedea că noi nu călătorim prin cartea psalmilor, ci călătorim prin cartea 1 și 2 Samuel. Și în felul acesta, psalmii se leagă de diverse experiențe personale ale lui David, de diverse situații. Dacă ar fi să găsesc continuitatea, continuitatea o găsesc prin călătoria în cărțile istorice. Și de aceea îi numim psalm cu context istoric dat. De ce este prima poartă pe care intru în înțelegerea psalmului? Pentru că în cartea istorică am situația, evenimentul. În psalm am meditația psalmistului la evenimentul pe care l-a trăit. Și în momentul acela, eu pot să înțeleg ce a vrut să spune psalmistul tocmai prin prisma evenimentului istoric care a născut
a generat într-un fel psalmul. Și atunci, dintr-o dată, lista noastră nu-i tocmai haotică, ci lista noastră urmează călătoria prin cartea 1 și 2, cartea 1 și 2 Samuel. Și în felul acesta trecem prin 1 și 2 Samuel și ajungem în psalmul 7, care este în... în contextul cu 2 Samuel, da. În 2 Samuel și îl poți raporta la cel puțin două contexte diferite în 2 Samuel. Dar dacă cobor acum jos de la contextul psalmilor cu psalmilor istorici, da, cu context istoric dat, la contextul Scripturii, dacă mă uit acum la tot Vechiul Testament, Pentateuhul sau cele cinci cărți ale lui Moise sunt temelia Vechiului Testament. Și profeții și psalmiștii, într-un fel, zidesc pe ceea ce există în Pentateuch. Ce este în Pentateuch? Legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu poporul său la Sinai. Da? Și acolo am și legământul cu Avram, de la Genesa până în Maleachi, planurile lui Dumnezeu, pentru că urmează sau până și întoarcerea din robia babiloniană o am în Vechiul Testament. Dar profeții și psalmiștii își găsesc materia primă din care își alcătuiesc cărțile în Pentateuch. Și acolo este temelia. Spuneam că profetul este trimis de Dumnezeu în momentele de criză ale relației dintre Israel și Dumnezeu, cu desaga profetică pe umăr, binecuvântări și blesteme. Pentru că în felul acesta Dumnezeu încearcă să ademenească prin binecuvântări și să sperie prin blesteme, să cheme poporul, într-un fel sau altul, înapoi în legământ. Pentateuhul oferă materia primă din care își croiesc opera prorocii și psalmiștii. Cu alte cuvinte, sunt comentarii asupra Pentateuhului sau, dacă vreți, comentarii asupra relației poporului cu Dumnezeu în lumina Pentateuhului. Și psalmiștii fac la fel. Comentarii asupra situațiilor concrete în lumina legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat cu poporul, cu poporul său. Care sunt etapele în deprinderea interpretării psalmilor? În deprinderea interpretării psalmilor. Am spus, în primul rând sunt psalmii cu context istoric dat, apoi sunt psalmii regal mesianici. Pentru că psalmii regal mesianici, de care ne vom ocupa astăzi, într-un fel, au bază teologică în legământul davidic. Dacă legământul davidic n-ar fi fost, n-ar fi existat foarte multe profeții și n-ar fi existat psalmii regal mesianici. Cu toate că, practic, intenția lui Dumnezeu de a așeza o monarhie care să aibă valențe mesianice și escatologice e acolo din Genesa, de la actul creației. Dar aș da doar un exemplu să vedeți că psalmii erau folosiți de Israel în diversele lor sărbători, în diversele lor contexte naționale. Și cu ocazia respectivă se citeau anumiți psalmi. Și atunci pot asocia psalmii despre care îi veți vedea cu sărbătoarea. Cu cât mai bine înțelegi sărbătoarea, cu atât mai clar va fi ce vrea să spună psalmul. Hai să vedem câteva exemple. Marele Halel. Psalmii 113 la 118. Nu exista Paște la care să nu se recite psalmii 113 la 118. Da? Când au cântat cântarea, care cântare? Deci toate astea sunt în psalmi. Au ieșit pe muntele măslinilor. Fiecare sărbătoare de Paște practic era însoțită de citirea acestor psalmi. Apoi? La care se adăuga psalmul 7 pentru sărbătoarea Purim. Sărbătoarea Purim? Știe cineva ce era sărbătoarea Purim? Cea din Estera, curățirea templului, da, și rededicarea templului era sărbătoarea Purim. Apoi? Psalmul 12, pentru a opta zi a sărbătorii corturilor. Foarte interesant. Sărbătoarea corturilor se celebra 8 zile. A opta zi, întotdeauna, se citea psalmul 12. O? Eu aș fi curios să vedem ce se întâmpla în opta zi și aș fi curios să vedem ce zice psalmul 12. Și observați, când asociez evenimentele istorice cu psalmii, am o lentilă hermeneutică, am o posibilitate de a nu devia și de a nu spune ce nu trebuie să spun din psalmul respectiv. Psalmul 30, pentru sărbătoarea înnoirii. Sărbătoarea înnoirii. Probabil
sărbătoarea Înnoirii, Ioan capitolul 12, versetul 20 sau 21, când Domnul Iisus Hristos era iarnă și era în templu, da? Sărbătoarea Înnoirii. Purim și Înnoirea, nu e același lucru? Poftim? Hanuka? Pe urmă, ai psalmii? Psalmul 47 pentru anul nou. Anul nou. Psalmul 98 și 104 pentru luna nouă. Observați, luna nouă era importantă pentru ei. Cei care observau luna nouă trebuiau să dea un telefon la Ierusalim, la marele preot. Nu. Trebuia comunicat cumva lucrul acesta. Primea și o masă pentru asta. Dar atunci începea luna nouă la ei și aveau un calendar lunar. Luna calendaristică, nu? Luna calendaristică, da, un calendar. Da? Ai microfonul, vorbește în el, că ne prinde bine. Deci ce se întâmpla, Dori? Detectarea lunii noi. În tradiția lor, așa erau trimiși doi mesageri care se duceau în afara Ierusalimului pe un anumit deal, de unde știau că se observă cel mai bine și când vedeau primul crescent, nu știu cum se spune în românește, atunci veneau și anunțau că e lună nouă și era considerată lună nouă pentru sărbători, la referință pentru sărbători. Da. Primul pătrar. Da. Pe urmă? Psalmii care se citeau în templu, câte unul în fiecare zi a săptămânii. Și avem psalmul 24, 48, 82, 94, 81, 93, 92. Observați. În templu se recitau sau se citeau psalmii și se citeau într-o anumită ordine și asta era în fiecare zi a săptămânii. Psalmii? Psalmii de plângere care se citeau de Yom Kippur. În 10 Tishri, în luna 7-a, da, de Yom Kippur, sărbătoarea ispășirii, acolo se citeau psalmii de plângere pentru că îți plângeai păcatul, erau psalmii de penitență de Yom Kippur. Și cântările treptelor. Cântările treptelor 120 la 134. Când te suiai spre Ierusalim, se recitau cântările treptelor. Așa mai departe. Observați, este un alt mod. Odată am contextul istoric dat și atunci îl pot relaționa psalmul la evenimentul istoric care l-a născut. Pe urmă am psalmii regal mesianici raportați la legământul davidic sau am psalmii care se foloseau în diverse momente ale poporului Israel în ritualurile lor, începând cu Paștele și terminând cu luna a șaptea. Și la fiecare urcare de trei ori pe an la Ierusalim se recitau psalmii treptelor. Nu la întâmplare, Israel este numit poporul unei singure cărți, pentru că de mici copii ei învățau lucrul așa cum musulmanii de mici copii și îndoctrinează copiii cu Coranul. Așa erau și evreii mult înaintea lor. Deci cu această introducere în psalm, m-aș întoarce înapoi la tema noastră, la monarhia în Israel. Și monarhia în Israel o găsiți în cartea 1 și 2 Samuel, 1 și 2 Împărați. Și când pui cele două cărți la oaltă, sau cele patru volume la oaltă, ai ridicarea și căderea monarhiei în Israel. Deci, ca să ai toată imaginea monarhiei în Israel, ai nevoie de toate cele patru volume, două din Samuel, două din Împărați. Dar când te uiți la ele, în 1 Samuel se pune primul împărat Saul, iar în 2 Împărați, vedem pe ultimul împărat, îi se scot ochii, este dus în robie și pleacă Israel în robia babiloniană și acolo se încheie monarhia. Și nici nu e de mirare că sunt psalmiști care deplâng într-un fel starea lui Israel și reclamă lui Dumnezeu faptul că n-a fost credincios și promisiunile lui în legământul davidic n-au fost ținute, pentru că el a promis un scaun de domnie veșnic. Ei n-aveau cum să vadă peste prăpastia celor 70 de ani, dar cei care cunoșteau scripturile vom vedea că nădejdea în inima lor n-a dispărut în ciuda tragediei prin care a trecut istoria lui Israel. Dacă adaug la cele două cărți, Samuel și Împărați și Cartea Cronici, Cartea Cronici, ați văzut data trecută, este altceva. Nu se aseamănă cu cele două cărți. Nu știu de ce traducătorii Septuaginte au așezat-o între cărțile istorice. Dar
Care ar fi diferența de pilă între 1-2 Samuel și 1-2 Cronici? 1-2 Samuel se ocupă de ambele regate. După moartea lui Solomon, regatul se rupe, 10 seminții la nord, 2 seminții la sud și, practic, împărații se mișcă între cele două seminții și ai, practic, împletindu-se soarta împăraților din Israel cu cei din Iuda. Și ai 19 împărați în Israel, 19 împărați în Iuda și o împărăteasă, dar unii toți răi în Israel, unii buni, alții răi în Iuda. Dar Cronicile este ultima carte din canonul, toate cărțile au fost scrise, toate cărțile profetice și cele postexilice, dragii mei, erau scrise. Și cronicarul, am văzut data trecută, stă și privește istoria și nu e o carte de istorie, ci o analiză a istoriei prin prisma planurilor lui Dumnezeu, cum am văzut dățile trecute. Dacă vă uitați la istoria lui Israel, atunci am 1 și 2 Samuel, primii doi împărați, pe urmă vine un împărat și doi împărați care duc lucrurile mai departe. În primele 9 capitole l-am pe Solomon, după moartea lui regatul se rupe și după care am cartea 1 și 2 împărați care acoperă totul până la exilul babilonian sau robia babiloniană. Cartea Cronici, în schimb, dragii mei, vine și se ocupă doar de regatul de sud, doar de Iuda. Și nu începe cu primul împărat din Iuda, cu David, ci practic începe cu Adam. Și am văzut cât de important e cartea Cronici, pentru că deschide fereastra spre perspectiva planurilor lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu n-a pierdut în casa Domnului și în împărăția Domnului. Și de aceea afirmația din 29 cu 23 trebuie luată în serios, are o foarte mare greutate teologică. Dar, în ciuda acestui fapt, deși Solomon cere înțelepciune și Dumnezeu mirat îi dă și bogăție și faimă, ca test pentru înțelepciunea lui, el își face praf viața și aruncă toată istoria în vria căderii. Manase doar pune ștampila pe toată povestea asta și de acolo încolo nu mai este drum de întors. Și observați, toată istoria monarhiei se prăbușește în robia babiloniană. Doi cronici sau doi împărați, ultimele capitole, acolo ai toată tragedia. Dumnezeu trimite pe împăratul Babilonului, pe Nebucadnețar, dărâmă templul și duce poporul în robie. Și în felul acesta, 70 de ani, țara stă pârloagă, ca să-și sărbătorească într-un fel sabatele, anii sabatici pe care nu i-au ținut, nerespectându-L pe Dumnezeu. Dintre 19 împărați în Iuda, pentru că cronicarul se ocupă doar de Iuda, observați, 12 dintre ei, dintre cei 19, au făcut ce este rău înaintea Domnului. Și atunci nu ne mirăm de această pantă descendentă a istoriei. Când te uiți la câtă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu a fost pe scaunul de domnie al Domnului. Da. Câtă răzvrătire în împărații care au venit. Au fost câțiva buni, din 19, 12 au mai rămas încă 7 care au făcut ce este bine înaintea Domnului. De Atalia să nici nu vorbim, pentru că Atalia a vrut să nimicească complet linia davidică, a scăpat un prunc furat de doi calui și dus în templu și el ajunge împărat la 8 ani. Deci din 12 din cei 19 împărați ai lui Iuda au făcut ce este rău înaintea Domnului. Oare neascultarea lor a dejucat planurile lui Dumnezeu? L-a oprit pe Dumnezeu să-și împlinească planurile? Nu. Dragii mei, căruța lui Dumnezeu va ajunge la destinație, cu tine sau fără tine, cu mine sau fără mine. Niciunul dintre noi, niciun pământean nu poate dejuca planul lui Dumnezeu decât cu privire la soarta sa. Eu pot să optez în căruță sau în afara ei. Pot să fac lucrul ăsta. Dumnezeu nu-mi calcă în picioare libertatea de alegere. Dar planurile lui se vor împlini. Cât de important e să înțeleg planurile lui Dumnezeu ca să știu cum să-mi trăiesc viața acum și aici. Dragii mei, știți care e problema noastră? Orbul găinii sau obloanele calului? Noi vedem doar imediatul, vedem doar deșertăciunea, bucla asta fără șir prin care ne mișcăm. Răsare soarele, apune soarele, da? Ne naștem și murim și trăim sub soare. Și din pricina asta, pentru că nu avem perspectiva planului lui Dumnezeu, nu știm cum să ne trăim viața.
sub soare. Nu știm cum să ne trăim. Și pe nebăgate în seamă vine bătrânețea și moartea, se rupe funie de argint, Duhul se duce la Dumnezeu, la judecate. Și întrebarea este, ce va duce Duhul cu El? Ce va duce Duhul cu El? Cu alte cuvinte, pentru ce m-am pregătit cât am fost aici? Și aici cred că este absolut vital, de asta vom vorbi în vară la Valea Drăganului, pe Îndelete, având cel puțin trei cărți înaintea noastră. Eclesiastul va fi cartea mare și Cronici și Predica de pe munte. Dar dacă n-ai perspectiva lui Dumnezeu asupra desfășurării planurilor Lui, nu știi cum să-ți trăiești viața. Te fură prezentul, te fură deșertăciunea. Uitați-vă doar la două texte care vin și subliniază ce a gândit Dumnezeu pentru om, pentru muritor, pentru tine, pentru mine. Evrei, capitolul 2, versetul 5. Nu unor oameni a supus El lumea viitoare despre care vorbim, dar cui? Ce este omul ca să-i aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de înger, l-ai încununat cu slavă, cu cinste, l-ai pus peste toate lucrările mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele Lui. A, dacă i-a supus totul, înseamnă că nu i-a lăsat nimic nesupus. Dar, totuși, acum nu vedem că toate sunt supuse. După care, dintr-o dată, schimbă lentila. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o pentru toți. Se cuvenea în adevăr că acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile și care voia să ducă mulți fii la slavă, adică mulți fii să guverneze lumea viitoare despre care vorbim. Aha, observați, asta deschide perspectiva dincolo de subsoare. Perspectiva la ce a gândit Dumnezeu pentru om, de ce ne-a creat după chipul și asemănarea sa, de ce ne-a așezat în pușcăria asta de șertăciunii, de ce nu putem evada din ea nici prin plăcere, nici prin putere, nici prin bogăție, nici prin nimica. Ne naștem și murim. Dar asta nu s-a terminat, dragii mei. Când se rupe funia de argint, noi mergem la judecată și pe urmă se alege, stânga sau în dreapta. Și de aceea, Eclesiastul spune, adu-ți aminte de făcătorul tău, cât mai devreme în viață, ca să știi cum să o trăiești. Să știi, și tu mănânci și bei ca toți ceilalți și muncești de dimineața până seara. Dar care e diferența totuși dintre unii și alții în fața morții și la judecata lui Dumnezeu? Și atunci textul din Noul Testament vine și te spune, nu, lucrurile n-au murit în Vechiul Testament. Planul lui Dumnezeu continuă. Uitați-vă la Apocalipsa, capitolul 3, versetul 21. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe... Dar cine ești tu, Doamne? Păi eu sunt acela care am fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri și acum sunt încununat cu slavă și cu cinste pentru că am trăit făcând voia Tatălui, sau din voia Tatălui mâncarea mea de fiecare zi. Și în felul acesta, practic, Domnul Iisus vine și ne spune, nu, lucrurile nu se opresc la mormânt, cimitirul nu e ultima noastră destinație. Este doar o trecere spre o altă realitate. Și aș putea înșira multe alte texte care vin și mută sau deschid această perspectivă, dragii mei, care e mult dincolo de viața pe care o trăim sub soare. Profesia care o am, copiii care îi cresc, căsătoria sau necăsătoria, sunt o mulțime de lucruri prin care definim viața de zi cu zi. Dar indiferent cine ești și în ce context social trăiești, în ultimă instanță, fie că ești împărat sau opincar, da, rob, poți trăi ceea ce Dumnezeu are de lucrat în noi. Nu depinde în niciun fel de starea în care ne aflăm. Sărac sau bogat, bărbat sau femeie, nu contează. Rob sau liber, nu contează. Contează, dragii mei, relația mea cu Dumnezeu în contextul respectiv. Și de aceea este extrem de important să pricep ce anume dorește să lucreze Dumnezeu. Luați Efeseni, luați Coloseni și treceți în revistă trăsăturile omului nou și arătați-mi o trăsătură care depinde de un context oarecare. O trăsătură. Niciuna nu. Nici dezbrăcarea omului vechi, nici îmbrăcarea omului nou. N-au nimic a face cu contextele concrete în care ne pomenim la un moment dat. Da? Și eu m-am întrebat, de ce m-am născut într-o familie în care am rămas orfan la 9 ani, când colegii mei aveau sutele cu foștomocul în mână, pentru că veneau din familii
puse în slujbe bune, dragii mei, în vremea comunismului. Și m-am tot certat și eu cu Dumnezeu ca și copil și l-am întrebat, de ce, Doamne, de ce, Doamne? Până când am înțeles că indiferent în ce context ești, Dumnezeu își termină lucrarea cu tine dacă ești dispus să umbli cu El. Nu contează, nu contează în niciun fel contextul în care noi ne aflăm. Pe urmă, dacă iau legământul davidic și mă uit la cele două texte, 2 Samuel, capitolul 7 și 1 Cronici, capitolul 17, există o diferență între cele două texte. Am spus, Cronicile sunt ultima carte din canon. Cu alte cuvinte, cronicarul are harul să aibă toate scrierile profetice de după David. Și în scrierile profetice de după David, legământul davidic deschide o fereastră spre dimensiuni pe care n-ai fi bănuit că există acolo. De pildă, imediat după Moise, ați văzut la trecută, se rupe într-un fel preoția de împărăție. Și când Ozia intră în templu să tămâieze, Dumnezeu îl umple de lepră. David, în schimb, joacă un rol foarte interesant. Între Moise și Hristos îl așez pe David, pentru că David își permite la aducerea chivotului să fie cu nefot de in, să binecuvinteze poporul, să ducă jertfa, da? Își permite lucrul acesta și Dumnezeu nu îl trăznește. Și ce rol are David în toată povestea asta? Și cronicarul adaugă o dimensiune pe care nu o descoperim în legământul davidic din Samuel. Dar hai să citim textul. 2 Samuel, capitolul 7. Ți-am dat odihnă, izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi. Și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Nathan, vreau să-i fac Domnului o casă. Fă-o, tot ce ai pe inimă. După care Domnul îl mustră pe Nathan și îl trimit înapoi la David și ia jucăria din mână și pune o binecuvântare, o promisiune. Foarte inteligent Dumnezeu într-un fel. Și David, în loc să se supere, îl binecuvintează pe Domnul cu amândouă mâinile, dragii mei, să agață de promisiunea lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce îi promite Dumnezeu. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. Fiul lui David, în ce privește trupul, în ce privește Duhul Sfințenie, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, așa zice pe Pavel, Romani. Deci, un urmaș din trupul tău. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos este o continuare și o împlinire a legământului davidic și nu este altceva. Și atunci, de aceea, el a venit pe linia lui Iuda, din seminția lui Iuda, pentru că legământul davidic l-a obligat pe Dumnezeu, este un legământ unilateral și irevocabil. Și atunci Mesia trebuia să vină din trupul lui David sau pe linia genealogică a lui David. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției. Observați, el va zidi numelui meu o casă. Ce fel de casă? O casă de piatră și lemn de cedru sau o casă de pietre vii? Depinde cine e el, da? Dacă el este Solomon, care a așezut pe scaunul de domnie al Domnului, atunci este vorba de templul lui Solomon. Dar dacă el este fiul lui David, atunci casa pe care o zidește este cu totul de altă natură. Când stă în mijlocul templului din Ierusalim, templului Irod, el zice, sticați templul acesta, în 3 zile îl voi zidi iarăși. Vorbea despre templul trupului său. Și atunci, Domnul Iisus Hristos este adevăratul templu al lui Dumnezeu, pentru că în el locuia, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Adevăratul templu al lui Dumnezeu. Și observați, în promisiunea asta, două planuri se îngână unul cu celălalt, imagini se suprapun, se dublează imagini, casă, casă, împărat, împărat, da? Și elementul acesta îl vom găsi de-a lungul scrierilor profetice, versetul 14. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. În ce fel eu îi voi fi tată? Păi, e complicat să zic. Da, Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii și de aceea și pedepsește pe Solomon în ultimă instanță și rupe împărăția de la el. Dar țineți minte în apa Iordanului, când Domnul Iisus iese din apa Iordanului și se deschide cerul, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, sau pe muntele schimbării la față, și atunci vedeți
relația tată-fiu complet diferită. Între tatăl și fiul, Domnul Iisus Hristos este cu totul o altă relație decât între tatăl și Solomon, între Dumnezeu și Solomon. El îmi va fi tată, eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu și... Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu nuia omenească și cu lovituri omenești. Și asta este foarte important, pentru că atunci când vezi că ultimul împărat Zedechia, Ierusalimul este cucerit și templul dărâmat și pe urmă poporul dus în robie, dacă psalmistul în psalmul 89, care probabil vede toată această tragedie, sau Ieremia, în plângerile lui Ieremia, vede tragedia care a venit peste Ierusalim, el a trăit lucrurile acestea. Dacă ar fi citit cu atenție și legământul mozaic, care era condiționat, dacă veți asculta, veți fi ai mei dintre toate popoarele, era condiționat. Și aici legământul este condiționat pentru urmașul pământesc al lui David. Dar asta se aplică și la Domnul Iisus? Well, dacă ar fi păcătuit, s-ar fi descalificat. Dar el a făcut din voia Tatălui mâncarea lui de fiecare zi. Învierea lui din morți este dovada faptului că n-a avut păcat. Moartea nu l-a putut ține. Și atunci, din acest punct de vedere, elementul acesta nu se mai aplică la Domnul Iisus Hristos. La Solomon, da, la ceilalți împărați, da, la istoria lui Israel și Iuda, da, se aplică. Versetul 5. Dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul. Dar cum se iau lucrul acesta? Legământul davidic promite o dinastie și o continuitate a scaunului de domnie până în eternitate, până în veșnicii. Ei, la elementul ăsta Dumnezeu nu renunță. Indiferent ce fac ei, trece pe sub nuia, îi trece și îi pedepsește, lasă doar rămășița, dar el își continuă planurile cu ei și atunci, din acest punct de vedere, legământul davidic rămâne și își așteaptă împlinirea în adevăratul fiu al lui David, în Domnul Iisus, în Domnul Iisus Hristos, versetul 6. Și ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Casa ta și împărăția ta, acum Dumnezeu știe pe care o mântuit și pe care nu dă în linia davidică, că toți împărații lui Iuda vin pe linia respectivă și unii au fost răi din calea afară, cum este Manase, și el este iertat. Din pricina rugăciunii lui și a pocăinței lui în temnițele asiriene, este iertat și a dus înapoi pe tron, dar nu mai poate întoarce răul pe care l-a produs în țară. Dar casa lui David rămâne pentru vecie, pentru că Domnul Iisus, care este veșnic, este fiul lui David. E și din trupul lui David, pe linia genealogică a lui David. Și atunci, toate, când citești astfel de profeții, trebuie să vezi la cine se referă, la cine se potrivește. Și ăsta este elementul interesant în cărțile profetice, aceste dublări de imagini în care nu știi exact despre cine este vorba, deși pare să fie unul și același rob, împărat, preot, da, prunc, dar pruncul lui Isaia nu se confundă cu pruncul lui capitolul 9, versetul 6, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, vezi că hainele nu-i se mai potrivesc și atunci îl dai deoparte pe pruncul lui Isaia să cauți pe cel despre care vorbește profetul. Ce promite Dumnezeu? Promite în primul rând un scaun de domnie veșnic și o relație tată-fiu absolut specială, o relație tată-fiu specială, care se va desăvârși în fiul lui David, în relația dintre tatăl și fiul lui David, Domnul Iisus Hristos. Acum, cronicarul care scrie mult mai târziu, având toate scrierile Vechiului Testament înaintea lui, deci revelația fiind progresivă, practic, Duhul lui Dumnezeu a adus din ce în ce mai multă lumină în baza promisiunii din legământul davidic. Și cronicarul poate să vadă toată această progresie în revelația lui Dumnezeu și el formulează altfel legământul davidic. Adaugă o dimensiune pe care nu o găsesc în Samuel. Și îți vestesc că Domnul îți va zidi o casă. Când ți se vor împlini zilele și când te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine, și anume pe unul din fiii tăi, și voi întări domnia. El îmi va zidi o casă și voi întări pe vecie scaunul lui de domnie. Observați aici, nu zice care va ieși din trupul tău,
Cu toate că unul din fiii tăi este el, dar el are deja istoria înaintea lui, pe Solomon, pe Roboam, pe toți ceilalți, toată prăbușirea, inclusiv robia babiloniană și întoarcerea din robie, cărțile poste, toate sunt înaintea cronicarului. Și atunci el vine și formulează lucrurile în așa fel încât să-ți deschidă din nou fereastra spre viitor. Versetul 2. El îmi va zidi o casă și voi întări pe vecie scaunul lui de domnie. Și aici probabil că poți migra liniștit spre cealaltă casă și spre o întărire a scaunului de domnie pe vecie. Eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu. Și nu voi îndepărta bunătatea mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. Îl voi așeza pentru totdeauna. Observați, aici nu mai spune îl voi pedepsi cu nuia omenească. Nu mai spune cronicarul. Pentru că el în lumina a tot ceea ce a citit în Vechiul Testament deja privește spre o altă zare. Îl voi așeza pentru totdeauna în casa mea și în împărăția mea, scaunului de domnie va fi întărit. Și asta este noutatea pe care l-o împrumută din psalmii, din cărțile profetice despre care am discutat data trecută. Scaunului de domnie va fi în casa mea și în împărăția mea. Și aici vorbește despre un împărat preot, despre adunarea la oaltă a liniei împărăției și a liniei preoției. Deci un scaun de domnie veșnic, un împărat preot și o relație absolut specială de tată-fiu. Și relația aceasta este între tatăl și fiul întrupat, între Domnul Iisus Hristos. Rugăciunea lui David din 2 Samuel 7. Când David a auzit promisiunea care i s-a făcut, se duce în templu și în loc să fie supărat pe Dumnezeu că i-a luat jucăria din mână și nu-l lasă să construiască templu, el vine și îl binecuvintează. Și am citit o dată trecută, iau doar un verset din ea, 25. Acum, Doamne Dumnezeule, fă să rămână în veci cuvântul pe care l-ai rostit. Doamne, Tu ai vorbit, Tu nu Te răzgândești, eu zic, pune ștampila, fă ce ai spus, da, fă ce ai spus, să rămână în veci cuvântul Tău. Asupra robului Tău și asupra casei lui și lucrează după cuvântul Tău. Lucrează după cuvântul Tău. Observați, convingerea lui David că promisiunea lui Dumnezeu rămâne în picioare orice s-ar întâmpla. Rămâne în picioare orice s-ar întâmpla. Face din legământul davidic lentila hermeneutică prin care trebuie înțeleasă istoria. Cu alte cuvinte, nu la întâmplare, cronicarul începe cu Adam, care a fost creat coregent cu Dumnezeu, să administreze pământul, și în evrei ni se spune că un descendent al lui Adam sau descendenții lui Adam vor moșteni lumea viitoare despre care și vor stăpâni lumea viitoare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-a renunțat la planul lui, chiar dacă Adam a vândut într-un fel dreptul de a domni, scaunul lui de domnie, a dat administrarea pământului, Dumnezeului, viacului acestuia, Domnul Iisus o recunoaște, stăpânitorul lumii acesteia, Dumnezeu nu renunță la planurile Lui. Și de aceea afirmația din 29 cu 23 nu e o metaforă. Solomon a așezut pe scaunul de domnie a Domnului, un urmaș al lui Adam are harul acesta. No, acum, în 1 Cronici, ai 5 pași. Asta se va întâmpla dacă vei respecta autoritatea, puterea, programul, slava și cheltuiala. Nu e atacea Domnului. Pe spesele Lui vom ședea acolo, prin ceea ce va face El pentru noi. Și de aceea cartea Cronici, dragii mei, vine și creează o umbrelă deasupra cărții. Eclesiastul. Cartea Eclesiastul te înghesuie între naștere și moarte și te lasă la moarte în fața judecății, dar nu-ți spune ce-i de făcut, decât aminte de făcătorul tău. Bine, bine, dar ce înseamnă asta? Și atunci ai nevoie de perspectiva asta cărții Cronici ca să spargi într-un fel cupola asta a deșertăciunii și să vezi de ce ai fost trimis pe planeta și de ce te-ai născut pe planeta aceasta, cum trebuie să trăiești viața. Aici ai nevoie de predica de pe munte, de scara devenirii cristice, pe urmele credinței lui Avram. Sunt câteva cărți într-un fel care te ajută să vezi ce trebuie să se întâmple zi de zi în viața ta, în umblarea prin bucla asta fără șir a deșertăciunii. Legământul davidic este temelia foarte multor psalmi
și profeții viitoare. Și nu trecem prin ele, doar vă aduc aminte de ce v-am spus data trecută. Observați-l pe Isaia, pe Ieremia, am pe Ezechiel, am pe Zaharia. Și toți aceștia, Ezechiel de pildă, îl voi scula pe David. Vorbește de o înviere din morți sau despre ce vorbește? Dar, într-un fel, David rămâne o prefigurare, apropo de discuția cu Gabi, o prefigurare a lui Hristos. Nu el reprezintă pe Hristos din pricina păcatelor lui, ci legământul davidic pe care Dumnezeu îl deschide prin el. Ori textele Isaia, Ieremia, Zaharia, Ezechiel vin și adună la oaltă linia preoției, linia regală și sacerdotală și a preoției. Și în felul acesta, cronicarul care vine undeva de la urma Vechiului Testament și privește toată istoria, cronicarul poate să adune în legământul davidic, în casa Domnului și în împărăția Domnului. Și asta este noutatea pe care o vede din pricina progresiei revelației. Legământul davidic este și temelia psalmilor regal mesianici. Dar m-aș opri pentru întrebări, dacă sunt. Timi, ce întrebări ai? Dacă te văd bine. Da, mă vedeți bine. Nu trebuie să ai neapărat întrebări, dar dacă ai, m-aș bucura să spargi gheața. De ce era în viziunea planului lui Dumnezeu, de ce era atât de important întemeierea acestui nou legământ? Avem o promisiune a unui răscumpărător. Avem legământul de la Sinai. De ce Dumnezeu mai include încă o verigă în lanțul ăsta? La ce l-ajută? Pe el la nimic, dar ne ajută pe noi. Cu alte cuvinte, el este suficient sieș. Dar când te gândești doar la relația care s-a stabilit între el și poporul lui, de ce îl numește Vechiul Testament soția, Israel este soția lui Dumnezeu, el este bărbatul lui Israel. Și dacă iei relația între Dumnezeu și poporul lui ca o relație de căsătorie, ce se întâmplă când se dă o carte de despărțire? Mai întâi, în mod specific, în Ieremia, capitolul 3, versetul 8, dă o carte de spărțenie, zice Ieremia, în arhaismul acesta lui Israel, 10 seminții care pleacă în robia siriană. Dar în 586 Dumnezeu semnează cartea de despărțire și lui Iuda. Și în Deuteronom 24, când un bărbat dă nevestei lui o carte de despărțire, ea poate să iasă de la el și se poate căsători cu altul. Dacă celălalt bărbat îi moare, sau dacă o lasă, primul nu o poate primi înapoi. Și Dumnezeu nu dă legi care să nu-l lege pe el însuși, să nu-l oblige pe el însuși. Și atunci, odată ce legământul mozaic este rupt, și aici e disputa mare cu evreii mesianici, eu îi ascult de multă vreme, dar nu i-am auzit niciodată vorbind despre lucrurile astea. Pentru că iau impresia că există o continuitate. În o dată vechiul legământ rupt, Dumnezeu nu mai își poate primi înapoi poporul în baza acelui legământ. Și atunci întrebarea mea este cum să împlinească ceea ce el a promis, uite-te în Roman 11, cum poate să primească înapoi pe poporul său, de pildă evreii mesianici din zilele noastre, care sunt din ce în ce mai mulți, cum se reîntorc la Dumnezeu? Numai prin Iisus Hristos, numai prin noul legământ. Vechiul legământ nu mai este valabil. Și atunci, din pricina asta, noul legământ era absolut necesar pentru noi. Noi nu ne puteam întoarce la Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Și, în ultimă instanță, nu elementul ăsta l-a promis Dumnezeu încă din start. Sămânța femeii îți va zdrobi capul. Că, în ultimă instanță, cum pot fi rupt? Că atunci când eu
am ieșit din relația cu Dumnezeu prin neascultarea mea, eu intru într-o relație de căsătorie cu diavolul, cu Satan. Și relația asta de căsătorie nu se poate rupe decât prin moarte. Da? Nu a prin moarte. Ei, diavolul nu moare. Dacă eu mor, moartea înveșnicește relația mea cu Satan. Iadul mă așteaptă. Și atunci, cum mă poate mântui Dumnezeu? Păi mă poate mântui împrumutându-mi moartea Fiului Său. Și împrumutându-mi moartea Fiului Său, eu mor fără să mor și în felul acesta relația mea cu cel rău se rupe și sunt izbăvit din împărăția întunericului și strămutat în împărăția Fiului Dragostei, devin mireasa lui Hristos și aștept nunta Mielului. Și atunci noul legământ era absolut esențial. Ori de aceea legământul davidic, avem două legăminte unilaterale și irrevocabile, da? Avem, să nu vorbesc de legământul cu Noe, dar legământul avramic și legământul davidic, fiind unilaterale și irrevocabile, atârnă doar de promisiunea lui Dumnezeu. Și asta e diferența între promisiune și lege. Legea este un contract în care ambele părți au obligații, dar promisiunea este unilaterală. Dumnezeu a promis și de el atârnă împlinirea acestei promisiuni. Și de aceea legământul davidic vine și vorbește în mod unilateral și irrevocabil despre un fiu al lui David care să împlinească profeția din Genesa 3 cu 15 și apoi Genesa 22 în 12-22. N-am putea spune că Domnul Iisus este un proroc ca Moise și un împărat ca David și asta poate ar explica și acea legătura dintre voi scula din nou pe robul meu David, deci la finalul istoriei el va veni ca împărat și atunci are împlinește și cealaltă și aspectul regal și cel sacerdotal le adună împreună. Și amândoi au avut valențe de preoți și de în sensul că și Moise a fost implicat în cort și în relația poporului cu Dumnezeu și David. De aceea David, într-un fel, este o figură ciudată între Moise și Hristos. Tocmai din pricina implicării lui în organizarea templului, la ritualului de acolo, el face toată povestea asta, exact cum Moise a organizat cortul întâlnirii și toate regulile și rânduielile din cort. Este o asemănare între cei doi și dacă iau promisiunea lui Dumnezeu și proroc ca Moise, dar și Moise fiind din seminția lui Levi și Domnul Iisus din seminția lui Iuda și David, atunci văd, dar asta probabil că nu m-ar ajuta dacă n-aș avea legământul davidic și profețiile ulterioare în care Dumnezeu le deschide mintea profeților să până la oaltă. Zaharia este foarte clar. Va purta cunună împărătească și va fi preot pe scaunul lui de domnie. Zaharia vine și pune, dar el este post-exilic, da? După întoarcerea din exil și se reconstruia templul lui Zorobabel, ori el știa că trebuie să vină o draslă care să fie altceva, un mare preot desăvârșit. Marele preot trebuie dezbrăcat de hainele lui murdare și unul care să construiască adevăratul templu al lui Dumnezeu, templul de pietre vii. Intrat în timp și o întrebare de la Pavel. Cum să luăm pentru noi versetele din Psalmi unde se spune despre cum Dumnezeu să nimicească pe cei răi, având în vedere că în Noul Testament ne învață să iubim și pe dușmani? Da, foarte bună întrebarea, Pavele. Ar fi, probabil dacă l-aș așeza într-o categorie, un psalm de imprecație. Da? Ce se întâmplă? În vremea respectivă erau vrăjmași, erau războaie, era dinte pentru dină, legea talionului. Și atunci erai supărat pe vrăjmașii tăi și puteai să te duci să-ți verși de cazul pe ei. Orice face psalmistul, ce învață Dumnezeu, poți să vii la Dumnezeu să-ți verși tot oful. Uitați-vă la o situație, cred că e capitolul 11 din Numeri, în care Moise-i sătul, dragii mei, până aici. I-a scos din Egipt, a început să murmure fiecare, dă-ne carne, de ce ne-ai scos din Egipt? El merge la Dumnezeu și vine și numai că nu strigă la el, zice, Doamne, de ce? Eu i-am scos ai mei? Să-i port la sân cum își poartă doica pruncii? E poporul tău. Omoară-mă, îi spune lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, iau din Duhul tău și îi pun peste 70 de oameni,
ca să împarți povara poporului cu tine. Cei 70 de oameni au fost pe pieirea multora, pentru că mă uit mai târziu la răscoala lui Core Datam și Abiram, probabil că între cei 250 o bună parte erau dintre ei. Și Sinedriul, pe urmă, vine și răstignește pe Iisus, cei 70 de bătrâni lui Israel. Și atunci, din punct de vedere, eu cred că... mai spunem încă o altă întrebare, că am pierdut eu șirul lucrurilor. Da, da, psalmii de imprecație. Eu cred că Dumnezeu nu se supără să-mi spun oful inimii înaintea Lui. Doamne, de ce mi-ai luat pruncul când aveam cea mai mare nevoie de el? Nu se supără dacă îi spun treaba asta. Întrebarea este ce fac după aceea. Și asta fac psalmiștii. Psalmiștii își varsă oful înaintea lui Dumnezeu, îl acuză pe Dumnezeu că nu și-au păstrat credincioșia, dar după ce și-au vărsat inima și-au stat în prezența lui Dumnezeu, vezi ultimul verset transformându-se într-o doxologie, de pildă, în psalmul 89. Și pe urmă, de-a lungul psalmului, el uită de problema lui și îl slăvește pe Dumnezeu și vorbește despre cine este el. Dar pe măsură ce îl cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă îmi vărs inima înaintea lui, și eu cred că e mai sănătos lucrul acesta, este ca și cum aș veni în Noul Testament, mâniați-vă și nu păcătuiți. De cum să nu mă păcătuiesc când orice iuțime, orice mânie trebuie să piară din mijlocul? Cum îmi rezolv mânia înainte de apusul soarelui? Vorbind despre a lui Dumnezeu și punând problema în mâinile lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, sunt eliberate într-un fel de dorința răzbunării. De exemplu, în Psalmul 139, nu e chiar o imprecație, să nu-i urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta, dar îi urăsc o ură desăvârșită. Îi privesc ca pe vrășmașii ai mei, după care imediat cercetează-mă Dumnezeu și cunoaștem inima. Deci putem accepta prima parte și noi, cumva în atitudinea, în situația în care, eu am citit un comentariu, în situația în care ești în relație cu cineva care... Te prinde la colț predicat de pe munte. Mă prind. Nu? Să te rogi pentru cei ce te blastămă și te prigonesc și... Timi, cum e? Că tu ai vorbit cu mine că despre asta. Nu, care îl blastămă pe Dumnezeu, nu pe mine. Și o fac în mod conștient și repetat, fiind cineva din anturajul tău, de exemplu. Da, da. Dar când te uiți la cei care îl blestemau pe Iisus, dă-te și își băteau joc de el, Domnul Iisus zice, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și atunci, cum rezolv povestea asta? Cu odată ce mânia și ura și apucă inima mea, intru într-o vrie din care nu mai știu cum să ies, nu? Vrie din care nu mai știu cum să ies. Ori, dacă Biblia îmi spune clar că răzbunarea este a Domnului, atunci cumva trebuie să pun în mâna Domnului problema? Mai ales în lumina Noului Testament. Dar cred că psalmii de imprecație, că sunt alții mult mai duri decât cel care a citit tot cele două versete, vii înaintea Domnului și spui ce simți. Ce simți față de cel care te-a înșelat, care ți-a luat nevasta, care că sunt o mulțime de situații, dragii mei, ce simți față de el? Că dacă nu vorbești cu Dumnezeu și gelozia și ura ți-o prinde inima, pe urmă, uciderea e doar la un pas. Și e mai grea ca piatra în praștie, vorba nestrunitei gurii, da? Doamne, învață-mă măsura cumpănită în Scripturi, spune una din cântările noastre. Probabil că la maximul este cel când spune să le iei copiii să le izdrobești de stâncă. Mai multe decât atât. N-apoftim. Și se curg ochii și câte altele psalmiștii varsă oful și mânia înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă în felul acesta pun problema în mâna lui, cel puțin inima mea ar putea avea o șansă de vindecare, nu? O șansă de vindecare. Fratele Gabi Bocșe întreabă, oare de ce cronicarul nu spune nimic rău despre Solomon în 1 și 2 cronici? Eventual cei 666 de talanți de aur? Cum să spună ceva rău despre el, Gabi, când el a șezut pe scaunul de domnie al Domnului? Dar nu-l iartă nici cronicarul, da? Pentru că foarte subtil. Cronicarul este mult mai subtil decât în împărați ai
istorie. Și acolo sunt evenimentele istorice înșirate. Cronicea e o teologie, o carte de teologie, și atunci el lasă afară, de pildă nu spune absolut nimic despre păcatul lui David cu Batșeba, ca și cum n-ar fi existat. De ce? Pentru că nu cred că vrea neapărat să scoate basma curată pe David, ci el vine și analizează istoria printr-o anumită prismă, prin prisma Adam și scaunul veșnic al lui Dumnezeu. Dom'le, cum își va împlini Dumnezeu planurile cu oamenii ăștia păcătoși, cum e Solomon și David și atâția alții, cum își va împlini planurile? Și atunci cronicarul practic vine și așează înaintea mea câteva principii importante în baza autorității cui, în baza puterii cui, în baza programului cui, spre slava cui și în baza cheltuielii cui va ședea un urmaș al lui Adam pe scaunul de domnia Domnului. Și atunci eu cred că când văd care e scopul cronicarului, înțeleg, orice narațiune este selectivă, orice narațiune. Cu alte cuvinte, nu-mi spune tot ce aș dori să știu. Și foarte multe narațiuni îmi ridică o mulțime de întrebări care rămân fără răspuns. Nu știu de ce nu mi-a spus nimeni cine e nevasta lui Cain. Habar n-am, nici nu știu ce să fac cu povestea asta. Chiar dacă m-ați întrebat, nu știu ce să vă răspund. Când trăiești sute de ani, te poți căsători cu sora ta, foarte simplu și atunci, da, și asta s-a întâmplat în istorie și s-a practicat în istorie. Și atunci sunt întrebări care n-au răspuns. Dar când mă gândesc ce vrea să spună cronicarul, atunci dintr-o dată urmăresc într-un fel acest interes al cronicarului prin ceea ce mi include și ceea ce lasă afară din carte. Sora Claudia Pereț întreabă: cum a ajuns în zilele noastre botezul să fie un legământ, când știm că, de fapt, printre animalele înjumătățite, când era cu Avram, doar Dumnezeu a parcurs acel drum? Mulțumesc! Claudia, Domnul să te binecuvinteze! Dar ce înseamnă un legământ? Păi, când am cerut mâna soției mele, o trebuit să spună un da și o trebuit să pecetluim într-un fel daul respectiv, venind la altar și în fața martorilor și văzuți și nevăzuți, să declarăm că suntem. Țin minte, era o duminică dimineața, când ea a spus da, am venit la biserică, eu dirijam corul și m-am dus la fratele Vădan și am zis: frate Vădan, am vrea să veniți cu noi până în birou să vă spunem ceva. S-a uitat așa lung la noi și a zis: vrem să ne logodim, i-am spus noi doi. Și în momentul acela când s-a anunțat lucrul acesta, eu m-am pus deoparte pentru ea și ea s-a pus deoparte pentru mine și am terminat filturile, dragii mei, în afară, cu toate că și în jurul ei și în jurul meu erau și alții, dar ne-am pus deoparte. Acum, dacă asta o facem, cum se întâmplă în relația de căsătorie sau, dacă vreți, de logodnă cu Hristos? Și aici, Claudia, discuția pe care am avut-o un pic mai înainte cu importanța noului legământ, Timi a ridicat problema. Cum sunt eliberat din brațele celui rău? Și cum devin mireasa lui Hristos? Și aici cred eu că botezul vine și mă îngroapă împreună cu Hristos prin botez și învii împreună cu Hristos, dar prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Și atunci ritualul respectiv vine și vorbește despre o realitate spirituală. Fără realitatea spirituală, ritualul nu are absolut niciun sens, știi? Și atunci nu botezul este legământul, ci legământul este prin faptul că nu mă rușinez înaintea oamenilor și îl mărturisesc ca Domn și Hristos înaintea celor văzuți și nevăzuți. Nu? Timi, dacă vrei să dau ceva, deci e botezul, noi tocmai am avut un botez ieri. Acum, nu știu exact cum să iau întrebarea, dar... De ce a ajuns botezul un legământ? Botezul în sine, actul în sine, e semnul unui legământ. Pentru că doar
El învederează o realitate pe care cei care vin în fața noastră au trăit-o deja și o mărturisesc într-un anume fel, așa încât ea să fie vizibilă și pentru noi. Iar pe de altă parte, îi... sigur că are și valența de care zicea, e acea punere deoparte, e acel angajament de care noi vorbim. E o privire înspre trecut și o privire înspre viitor, înspre trecut în sensul în care mă raportez la jertfa lui Hristos și mărturisesc că am primit-o și am murit în locul meu, și o raportare la viitor. De azi înainte trăiesc într-un alt fel, fac parte dintr-o altă împărăție, dintr-o altă realitate. Numai sensul ăsta mă pot raporta la ea. Dacă mă întorc la relația mea cu Nora, noi am celebrat ceva la nunta noastră. N-am avut 300 de oameni, nici 500, n-am avut nici buchetul de mireasă. Ne-am dus cu Nora și am cumpărat un buchet de... cum? Ce s-a alea? Margarete. Un buchet de margarete. Și a fost buchetul de mireasă. L-am făcut împreună și a fost foarte simplu cu familia. Atâta tot. Dar după ce am celebrat treaba asta, simplu, așa cum a fost, am fost la biserică, n-am luat unul ceas și altul hois, ci de acolo încolo a urmat trăirea împreună, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. No, acum, nu așa se întâmplă cu Hristos. Trebuie să fie un moment în care eu spun un da lui Hristos, în ce fel o fac? Dar asta nu o pot spune oricum, ci trebuie să înțeleg realitatea spirituală care îi dă dreptul lui Hristos să-mi dea inelul de logodnă, să mă facă mireasa lui. Dacă Hristos n-are dreptul acesta, el nu poate cu toată puterea lui să mă smulgă din mâna celui rău. Nu poate să o facă, pentru că o relație de căsătorie. Și atunci trebuie să mă împrumute moartea lui. Și în felul acesta, îngroparea împreună cu Hristos prin botez sugerează moartea mea împreună cu El. Și pe urmă, ridicarea din apă este învierea mea împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu. Dar dacă n-ar urma o viață de trăire și aici, de ce o facem public? De ce se face ritualul? Pentru că nu cred că există mântuire în afara bisericii. Mântuirea e personală, dar nu e privată. Și atunci eu am nevoie de tine și tu ai nevoie de mine. Avem nevoie unii de alții. Vai de cine este singur și cade și n-are cine să ridice. Și de aceea, în primul rând, povestea asta trebuie să se întâmple în familie. Dar noi suntem obișnuiți cu păcatele unul altuia. Și atunci trebuie să lărgim un pic cercul. Mai mult, dacă biserica începe de la 2 sau 3 în sus și dacă noi doi am devenit una, avem nevoie de încă un cuplu cel puțin. Hristos să fie prezent între noi. Și când am și această dimensiune a călătoriei împreună cu Hristos și a nevoii imperioase de a fi în mijlocul fraților mei, de a fi văzut de El cu obloanele ridicate, ca cineva să poate veghea asupra mea, să vegheze asupra Lui. Acum, din nefericire, noi am transformat biserica într-o sală de conferințe în care stăm unul în ceafa celuilalt și unde nu se întâmplă treaba asta. Și atunci este nevoie de familii sănătoase și de grupuri în care să ne cunoaștem unii pe alții. Pentru că altfel, în mulțime, te poți pierde foarte ușor, știi? Dar ambele aspecte sunt importante, exact ca și în căsătoria pământească. Am celebrat legătura noastră, care s-a inițiat în momentul respectiv, înaintea marturilor văzuți și nevăzuți, după care ne continuăm viața. Așa, prin botez este o frumoasă celebrare a ceea ce deja s-a întâmplat în relația mea cu Hristos, dar este o solemnă angajare. L-am duce credința până la moarte, până la capăt. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Apostazia, dragii mei, te poate scoate din relație cu Dumnezeu dacă n-ai o teologie strâmbă. Și mai zic că poate un element care ține de partea subiectivă a celui care se botează. De foarte multe ori avem tendința să nu asumăm deciziile pe care le luăm, să nu le asumăm până la capăt. Ori cred că tocmai ăsta e unul din rolurile sau efectele botezului asupra fiecăruia dintre noi. Ne determină, pentru că e o strungă prin care toți intrăm, ne determină să cântărim bine decizia și să o asumăm public în fața tuturor. Și atunci ea dintr-o dată capătă cu tot o altă greutate, inclusiv pentru mine care iau acea decizie. Nu mai pot trata ușor.
fie și numai din pricina faptului că o spun în public. Mai mult, cred că la asta se adaugă și aspectul ridicării celui căzut sau disciplinării în biserică. De ce anume ne interesează apostazia cuiva care și-a asumat public lucrul acesta, după care le-a trântit toate de pământ, o călcat în picioare tot ce a spus și a hotărât și își vede de viața lui. Acum noi am putea spune, bă, lui treaba lui. Dacă mântuirea ar fi personală și privată, e treaba lui. Dar dacă este personală, dar nu-i privată, ci sunt partea unei comunități și botezul mă aduce, este poarta care mă aduce în mijlocul comunității, atunci trebuie să mă asum și disciplinarea, așa cum mi-o asum în relație cu Dumnezeu. El se poartă cu noi ca și cu niște fii. Știi? Și care este fiul pe care nu-l pedepsește, nu-l disciplinează tatăl? Ca să ne facă părta sfințeniei lui, avem parte și de una și de alta, și de binecuvântări, dar și de pedepse. Și din pricina asta, de pildă, o biserică sănătoasă este o biserică în care practică Matei 18. Din păcate, cum suntem mulți și migrăm de la o biserică la alta ca frunzele călătoare, dragii mei, pe pomii fructiferi, unde ne place muzica și luminile și așa mai departe, elementul ăsta s-a pierdut, pentru că noi am transformat bisericile în cluburi. Iertați-mi, în care tot ce contează este prelegerea mea, așa cum și eu vă vorbesc vouă și vă tăcesc cu toții, și muzica care o cântăm și închinarea care ne place. Dar dacă ne gândim la cât de serioasă e problema și ea determină veșnicia mea, atunci mă gândesc de două ori cum îmi aleg o biserică, unde mă duc, ce trebuie să se întâmple într-o biserică. În fond, botezul nu este un legământ până la urmă bilateral și revocabil. Cred că direcția asta bătea întrebarea cu cele două jumătăți și legământul unilateral făcut cu Avram, pentru că dacă îl privim ca și un legământ unilateral în care Dumnezeu ne alege și ne aduce la mântuire, noi numai trebuie să intrăm odată și cu asta basta, atunci ajungem în cealaltă teologie calvinistă. Foarte, foarte fain observația ta. Și dacă odată mântuit pentru totdeauna mântuit, atunci pot împinge pe Dumnezeu toată responsabilitatea și relația mea este unică, relația lui sau decizia lui este irevocabilă și atunci, indiferent ce aș face, e treaba lui să mă mântuiască. Dar dacă citesc Scriptura cu atenție, dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi, atunci mai degrabă merg pe libertatea de alegere pe care Dumnezeu nu mi-o va lua nici în veșnicie. Și acolo voi fi pe pălmi deschise și Dumnezeu îmi va spune, nu vrei să pleci? Dacă n-am învățat să trăiesc cu El pe pământ, probabil n-am ce căuta nici acolo. Știi? Și libertatea asta de alegere, cred că Dumnezeu nu trebuie să scrie o erată la creația Lui, pentru că El ne-o va lăsa și ne-o va păstra. Asta înseamnă a fi după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Ce nu a spus Satana Evei, El este fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Nu i-a spus, ca să fii ca Dumnezeu, trebuie să ai puterea să faci întotdeauna binele și niciodată răul. Asta nu i-a mai spus-o. Și atunci a înghițit hapul, jumătatele de adevăr. Și de acolo, istoria omenirii care a intrat în vrie. Hai să facem un pas mai departe. Sau mai e vreo întrebare? Da, o ultimă întrebare. Te rog. Dat și un text. Ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia. De ce era responsabil Israelul din generația lui Isus până și de moartea lui Abel? Pentru că într-o cetate, din e un citat din Apocalipsa, capitolul 18, dar Babilonul, curva cea mare, sunt tot felul de interpretări. După înțelegerea mea, este Ierusalimul apostat. Curva cea mare este Ierusalimul apostat. Și dacă Ierusalimul apostat este curva cea mare, ce s-a întâmplat în Ierusalim, cetatea cea mare? Da? Ce s-a întâmplat în ea? Păi acolo a fost omorât Hristos. Da. Cât cântărește sângele lui Hristos? Cât toate păcatele omenirii. De la Abel până la ultimul om care va trăi pe planeta aceasta. Când evreii au zis sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri, au fost nebuni, n-au știut ce cer. Imaginează să ceri
tot ce Hristos a venit să mântuiască prin sângele Lui, pentru că acum eu calc în picioare sângele acesta, și tot măldarul de păcate ale omenirii să vină peste mine. Uitați-vă la istoria care a urmat, la Holocaust, la ce se întâmplă în zilele noastre. Uitați-vă la istoria evreilor, dragii mei. Ei încearcă să iasă, să nege toată povestea asta, dar acolo, în curtea lui Pilat, sunt vinovați de vărsarea sângelui lui Hristos. Și atunci, în Apocalipsa, există o singură cetate, o singură cetate pe planeta asta, dragii mei, nu-i Roma, ci este Ierusalimul, care se încarcă cu tot sângele lui Hristos, care practic este echivalentul tuturor păcatelor din lumea aceasta. Și sângele lui, că cei care, de pildă, merg pe linia odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, una din argumente este: Dumnezeu este destul de înțelept să nu risipească niciun strop din sângele scump al lui Hristos. Iar răspunsul meu este da, așa este, niciun strop din sângele scump al lui Hristos nu va fi risipit. Pe unii va mântui, pe alții va pedepsi, acela sânge. Da? Când ai călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, ai pângărit sângele legământului și ai batjocorit Duhul Harului, te așteaptă un foc din care nu te mai mântuiește nimeni, judecata finală lui Dumnezeu. Și atunci sângele lui Hristos nu se va risipi, dar se va distribui spre pedeapsa unora și mântuirea altora. Și depinde cum te raportezi la El. Și aici mi se pare importantă întrebarea de mai înainte ale Claudiei cu botezul și legământul. Da? Pentru că eu în momentul acela vin sub sângele lui Hristos mărturisindu-mi păcatele și primind oferta iertării Lui. Dar pentru a doua întrebare lui Manu, nu cred că este suficient doar cuvântul meu, deși este important, ci trebuie să intru în contextul în care un astfel de răspuns se poate împlini. Promit să fii credincios până la moarte? Well, cum să promit? Cine sunt eu să promit? Și atunci am nevoie de voi să ne ajutăm unii pe alții. Da? Să ne ajutăm unii pe alții ca să rămânem credincioși până la moarte. Mântuirea Dumnezeu oferă în termenii Lui. Accept și intru în cadru în care mi oferă mântuirea, El îmi garantează biruința. Dar atunci când îmi iau soarta în propriile mâini, ca și Saul, povestea se complică. Hai să facem un pas mai departe, dacă mai este timp, nici nu știu cât e ceasul, dar timpul se grăbește. Am spus că legământul davidic și în general, pentru că psalmii sunt comentarii asupra Pentateucului și asupra vieții în lumina Pentateucului, psalmii regal-mesianici se rează într-un fel pe legământul davidic. Diversi autori includ psalmi diferiți între psalmii regali. Uitați-vă la câțiva dintre ei, dar nu trebuie să-i citim. Sunt câteva nume și sunt liste de psalmi. Întrebarea este, de ce e această diferență? Este sau nu este un psalm regal mesianic? Că sunt psalmi mesianici, ca psalmul 22, pe care îl citează Domnul Iisus de pe cruce. Clar că se referă la el. Da? Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, ce el citează. Și tot Israelul a recitat mai departe psalmul, că îl știau pe din afară. Ei, de ce, când îi se clasifici psalmii, unii pun mai mulți, alții mai... Kidner, de pildă, pune vreo 4-5 psalmi. Alții pun mult mai mulți. Și varietatea asta o găsiți în toate cărțile care comentează psalmii regali mesianici. După câte putem observa, psalmii regali îi găsim în toate cele 5 cărți. Dacă iau din comentatorii pe care i-ați văzut înaintea voastră și iau cele 5 volume ale psaltirii, în fiecare volum găsesc psalmi regali mesianici. Ei sunt ordonați de la 1 la 150. Dar psalmii regal-mesianici sunt împrăștiați prin toate, cu alte cuvinte, toți psalmiștii sau toți cei care au adăugat la psaltire, au completat, au organizat psaltirea, într-un fel au rămas agățați de psalmii regal-mesianici, n-au vrut să lipsească din volumul lor psalmii regal-mesianici. Contextul istoric al psalmilor regal-mesianici. Contextul istoric poate fi general sau specific, da? Contextul general este așteptarea mesianică. Dacă Dumnezeu l-a creat pe Adam ca împărat, ca coregent cu sine, administrator al planetei,
În momentul judecății din Eden, când Dumnezeu spune în Geneza 3:15, practic elementul acesta este reînviat, această nădejde este reînviată și de acolo pe urmă se dezvoltă așteptarea mesianică. Și dați-mi voi să mă ocup în primul rând de aspectul general al contextului istoric. Și pentru asta... Realitatea istorică care a generat această așteptare. Uitați-vă la realitatea istorică. În primul rând, Geneza 1:28, mandatul cultural, sau capitolul 2, l-a pus să lucreze și să păzească grădina. Mandatul cultural, umpleți pământul, supuneți-l, stăpâniți peste peștii mării. Împăratul face lucrul acesta. Suntem înainte de cădere. Din păcate, a urmat căderea în capitolul 3, după care... Promisiunea răscumpărării. Am promisiunea răscumpărării în Geneza capitolul 3:15. Vrăjmășiei voi pune între tine și femeie sămânța ta, sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Lupta împotriva șarpelui este biruința împăratului asupra celui rău. Reversarea, într-un fel, a istoriei, a vriei pe care omul, prin neascultarea lui, a adus-o peste planetă. Când mă duc un pic mai departe, dincolo de turnul Babel, l-am pe Avram, capitolul 12 sau capitolul 22, muntele Moria, în care Dumnezeu vine și jură, zice, prin sămânța ta voi binecuvânta toate familiile pământului. Oricare e binecuvântarea pe care Dumnezeu mi-o dă, nu-i doar mântuirea să nu mă arunce în iad, ci să mă așeze pe scaunul lui de domnie, să stăpânim împreună lumea viitoare. Textele care le-am citat din Evrei și din Apocalipsa. Și atunci când mă uit la alegerea lui Avram, văd că Dumnezeu pornește ceva nou pe pământ. În primul rând, un nou început, apoi o nouă creație, un nou Adam și o nouă rasă umană. Asta are în vedere Dumnezeu, un om nou, da, un om nou, o nouă rasă umană. Toate acestea le-a avut în minte Dumnezeu când a pornit planul răscumpărării. Dar, uitați-vă la ce s-a întâmplat în istorie. Este, nădejdile sunt înșelate când ei, 1-2 Cronici sau Samuel și împărați, uitați-vă, ai urcat până la Solomon, după care toată istoria se prăvălește în groapa robiei babiloniene. Legământul se rupe, poporul este alungat din prezența lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi anunțat noul legământ în Ieremia, care trăiește acolo în groapă, da, acolo în groapă trăiește Ieremia, el este ultimul profet înainte de plecarea în robie a lui Iuda, Dumnezeu anunță un nou legământ pentru că știa că odată rupt legământul, el nu mai poate primi înapoi pe poporul său în baza vechiului legământ. Și ca să planurile lui să poată continua, Dumnezeu a anunțat noul legământ. Dar este foarte interesant acel hop, da? Este hop, hop, hop. Cronicarul împrumută 4 versete din Ezra. De ce? Ca să lase în sufletul poporului său nădejdea faptului că Dumnezeu nu va lăsa istoria în groapă. Pentru că cele 4 versete vorbesc despre edictul lui Cir, despre repatriere, despre porunca de a rezidi templul Domnului. Ori dacă rezidim templul Domnului, înseamnă că relația cu Dumnezeu va continua. Iar Noul Testament duce acest hop mai departe până pe scaunul de domnie al măririi, unde se așează Domnul Iisus Hristos, unul din fiii lui Adam. Deci am pus un semn de întrebare. Ce anume justifică această revenire în acest ultim hop în istoria cronicarului? El nu putea spune mai multe, pentru că nu mai avea nimica. El este la marginea, tot Vechiul Testament este scris, este ultima carte. El analizează istoria și lăsând lucrurile deschise, exact ca și Eclesiastul, te duce până la judecată. După care și ca să răspunzi la întrebările cu care te lasă cartea, trebuie să mergi mai departe în Noul Testament sau să vezi cronicile, îți poate oferi o privire de ansamblu asupra planului lui Dumnezeu. Dar uitați-vă o clipă la tiparul profetic. Toate cărțile profetice funcționează în felul acesta. Sunt 3 tipuri de oracole. Sunt oracole ale sării de judecată, vaietele profetice și avem promisiuni sau nădejdea profetică. În fiecare carte, afară de una care e despre Ninive, aia se termină în groapă, da? Ninive. Dar toate celelalte cărți, deși pedeapsa este iminentă pentru că nelegiuirea este dovedită, profeții nu se rabdă să nu vorbească despre lumină, despre nădejde, despre promisiune, despre mântuire. Și foarte interesant, te întreb, cum este posibil lucrul acesta?
Dacă este cineva care să ia toate pedeapsa asupra lui, ca dreptatea lui Dumnezeu să fie apărată. Doar așa este posibil. Și aici este important, Isaia 53, 63, crucea lui Hristos, dragii mei. Crucea lui Hristos ia pedeapsa și în felul acesta mântuirea rămâne posibilă în baza noului, în baza noului legământ. Uitați-vă doar la câteva din versetele lui Ieremia. Ieremia, nu uitați, este chiar în groapă. El trăiește căderea Ierusalimului, este târât în Egipt de cei care au rămas. Pentru că deși l-a întrebat pe Domnul pentru ei, ei nu au mai vrut să asculte de Domnul. Ieremia, capitolul 29, 10 la 14. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și, și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa? Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Și voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Dar de ce faci toate aceste lucruri? Pentru că istoria trebuie să continue. Pentru că în cetatea aceasta trebuie să fie răstignit Prințul Slavei. Aici trebuie să nască, în țara aceasta. Și atunci Dumnezeu alege o țară pe care El o alege și un munte pe care se împlinească planurile Lui. Și atunci totul trebuia să se întâmple la punct fix, da? La împlinirea vremii și la punct fix, conform programului lui Dumnezeu și al locului ales de Dumnezeu. Și textul continuă sau comentariul. Odată făcute promisiunile de însuși Dumnezeu, ele au devenit fântâna din care, în momentele de criză ale națiunii, vezi robia siriană și cea babiloniană, respectiv în momentele de cumpăn ale vieții lor, profeții și psalmiștii aveau să scoată cu bucuria apa izvoarelor mântuirii. Deci toate promisiunile astea pentru ei erau da și amin. Indiferent cum arăta istoria, ei știau că Dumnezeu nu minte, Dumnezeu trebuie să-și ducă mai departe planurile. Zidind pe promisiunea din Eden, legământul încheiat cu Avram s-a constituit într-un fir roșu care străbate întreaga Scriptură. Un fir roșu care determină și păstrează vie o stare de așteptare, de anticipație în cel care urmărește derularea planului lui Dumnezeu. În cel care și cel care urmărește derularea planului lui Dumnezeu este el în primul rând, că e planul lui. Dar dacă eu sunt curios și urmăresc derularea planului Dumnezeu, nădejdea vine tocmai din aceste promisiuni pe care le găsesc în cărțile profetice. Dacă mă gândesc la profeție în general, în profeție există o natură paradigmatică, cu alte cuvinte, elemente care arată spre o împlinire, o împlinire viitoare. Și așteptarea mesianică stă la baza naturii paradigmatice a legământului și ale profețiilor. Profețiilor. Dar uitați-vă ce descoperă în cărțile profetice, aceste dublări de imagini. Cu alte cuvinte, totdeauna o profeție pleacă din contextul imediat. Profetul este un om al vremii lui. Dar pentru că profetul vorbește în numele Domnului, din perspectiva lui Dumnezeu, înaintea lui se deschide planul lui Dumnezeu, care trece mult dincolo de contextul imediat. Și asta determină alunecări profetice. Și pe ele le disting atunci când văd aceste dublări de imagini. De pildă am jertfă cu minusculă și jertfă cu majusculă. Am marele preot cu minusculă și marele preot cu majusculă. Am judecătorul vremii și judecătorul. Da. Pe urmă am profetul și profetul, am împăratul și împăratul. Dar observați, dacă primul este un om, al doilea cine să fie, da? Dacă prima jertfă este jertfa de pe altar pe care am adus-o eu, jertfa aceea care e mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, trebuie să fie o altfel de jertfă, un altfel de jertfă, o jertfă care să fie valabilă, sângele lui, despre asta am vorbit. Plătește pentru toate păcatele omenirii, asta e greutatea sângelui.
Și fie sunt mântuit prin el, fie sunt pedepsit prin sângele acesta. Dacă mă gândesc acum la contextul specific, contextul specific este legământul davidic și nu voi mai intra în el, dar... Contextul teologic al psalmilor regal mesianic. Contextul teologic ține de legămintele lui Dumnezeu. Observați, am legământul avramic, cercul cel mai larg, am legământul mozaic, am legământul davidic. Și legământul davidic, în lumina celorlalte legăminte, naște psalmii regal mesianici. Cu alte cuvinte, dacă n-ar fi legământul davidic, ar fi foarte complicat să vin, dar legământul davidic generează o serie de profeții care alunecă spre viitor, spre împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu o face lui David. Dar psalmii regal mesianici, într-un fel, sunt ancorați în legământul davidic. Dacă vreți, legământul davidic este temelia acestor psalmi. Dacă deschid acum istoria la dimensiunile de care vorbește cronicarul, toate pleacă de la Adam, da? Cain, Abel, Cain fuge, Abel moare, Set. Prin Set lucrurile merg mai departe la Noia, la Noies, Iafet, Ham și Sem. Dumnezeu duce prin Sem mai departe planurile lui. Pe urmă, prin Sem vine Avram, Iacov, da? Avram, Isaac, Iacov, cei 12 fii și Dina. Dar Dumnezeu, legământul davidic îl face cu David, deci cu seminția lui Iuda, și l-am pe David, și Maria trebuie să vină pe linia lui David și Iosif. Și în felul acesta Dumnezeu își duce planurile mai departe. Și fiecare legământ este un punct de flexiune. Ei, legământul davidic este ultimul punct de flexiune. De aici încolo, linia e dreaptă până la Mesia, până la fiul lui David. Cu toate că istoria se zbate în continuare, dar Dumnezeu nu mai are nimic de spus. Pentru că Iisus trebuie să fie fiul lui David în ce privește trupul, născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Și n-am putea spune că atunci psalmii regal mesianici într-un fel vizează nou legământ, care este iarăși un legământ bilateral, într-un fel, care ne privește pe noi și revocabil, dar în contextul legământului David. Nu, nu e revocabil din partea lui Dumnezeu. Din partea noastră, mă refer la partea noastră. Eu pot să, dacă mă leapă de el, și el se va lepăda de mine. Cu siguranță că psalmii regal mesianici, dacă realmente arată spre Mesia, atunci el este mântuitorul, el este marele preot adevărat, împăratul adevărat, el este jertfa cu majusculă, profetul cu majusculă, el se adună toate lucrurile astea și atunci el este garantul noului legământ. Pentru că aveai nevoie, marele preot era garantul legământului și al legământului mozaic. Fără marele preot nu exista iertare. Aveai nevoie de jertfă și de mijlocirea marelui preot. Exact așa e și acum. Am nevoie de un Hristos mort și de un Hristos viu, care să mijlocească pentru noi, să-mi desăvârșească mântuirea mea. Jertfa lui are o valabilitate de-a lungul întregii istorii, veșnică, într-un fel. Dar aș vrea să citim Psalmul 2 și să vedeți ce se întâmplă cu psalmii regal mesianici. Întotdeauna profetul, și David este un proroc, da, un proroc, cel puțin așa ne spune în ziua cincizecimii, și în Psalmul 2, dacă citesc, aș putea lua oricare din psalmi mesianici, dar n-am avut timp pentru unul mai lung. Vedeți momentul în care psalmul decolează. Deci el începe cu împăratul, de pildă cu Solomon, dar pe urmă, sau cu David în cazul nostru, după care dintr-o dată vezi că nu se mai potrivește pentru el și în felul acesta ai decolat spre o altă realitate. Primele versete. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? De pildă citim în Samuel și în Cronici că Dumnezeu l-a făcut între o faima lui și toate neamurile s-au temut de David, da? Dumnezeu l-a înălțat mai pe sus de toți împărații. Și acum, ca și la cum aș vedea pe David, care a aflat că Domnul îi întărea domnia din pricina poporului său, stă și se uită în jur la celelalte popoare. Ce, pentru ce cugetă neamurile și pentru ce se întărâtă popoarele? Da? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând... David era unsul Domnului, nu-i așa? Samuel a venit și a luat cornul cu un de lemn și l-a uns ca pe Saul. Era unsul Domnului, zicând... Să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor.
Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Ups, dintr-o dată, David, într-un fel, migrează spre periferie și îl lasă pe Dumnezeu. Cel ce șade în ceruri râde și își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește curgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Observați, aici e vorba de David. Eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, pe muntele meu cel sfânt. Afară de faptul că alunec mai departe și pe același munte, da, pe Sion, există o altfel de ungere. De data aceasta, cel care îl unge pe Hristos ca împărat este Maria, cu mirul de un de lemn pe care îl toarnă pe capul Domnului Iisus înaintea morții lui și deasupra capului lui era scris împăratul iudeilor. Da? Ce am scris? Am scris, spune Pilat. Ei, dar aici se întâmplă o alunecare într-o altă dimensiune și aici lucrurile nu se mai potrivesc la David, indiferent ce am face. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul, Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Acum, un împărat ar fi putut spune, eu sunt fiul lui Dumnezeu, născut de Dumnezeu, în momentul ungerii și încoronării mele, doar că lucrurile nu se potrivesc pentru un împărat pământesc. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Asta nu-s pentru David. Observați cum am decolat într-o altă dimensiune, acum în spatele lui David este un alt împărat și de aceea noi în psalm regal mesianici. Regal cu minusculă, regal cu majusculă, cu alunecă spre o altă dimensiune. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Când, unde, cum vreunul din împărații lui Israel a făcut treaba asta? Nici Solomon, perioada cea mai glorioasă, perioada de epoca de aur a lui Israel, dragii mei, în care împărații pământului veneau să-i vadă slava și înțelepciunea și îi aduceau daruri, dar niciodată nu s-a întâmplat lucrul acesta. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Observați, slujiți Domnului, lui Iahve, cu frică și bucurați-vă tremurând. Și ultimul verset. Dați cinste fiului, ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Dar cine e fiul? Sunt într-o altă dimensiune. Dați cinste fiului, cu majusculă și n-am pus-o eu, da? Ca să nu se mânie împotriva voastră, pentru că el este judecătorul pământului. El va sta pe scaunul de judecată în capitolul 20 din Apocalipsa, dragii mei. Va deschide cărțile faptelor și cartea vieții. Și observați cum psalmistul a alunecat de la o realitate istorică imediată spre o cu totul altă dimensiune și ultimele cuvinte. Căci mânia lui este gata să se aprindă, ferice de toți cât se încred în el. Ferice de toți cât se cred în el. De unde știm că este un psalm regal mesianic? Păi, din toate confirmările pe care le avem în Noul Testament și avem o mulțime de confirmări în Noul Testament, de pildă, în care citate din Psalmul 2 sunt atribuite Domnului Iisus Hristos. Luați câteva dintre ele, de primele 5 versete din Evrei. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Cine-i Fiul? La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile preanalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Observați legământul davidic, dar de data s-a aplicat la un alt împărat. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, dar eu voi fi tată, el îmi va fi fiu. Și dacă aș continua să citesc psalmul întâi, este scena încoronării celui înviat.
când Maria la mormânt dă-i se cuprindă picioarele, nu mă ține, încă nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Du-te, spune fraților mei, Maria fuge și Hristos pleacă. Și în după masă acelea zile însoțește pe cei doi în drum spre Emaus și seara intră în camera de sus, în mijlocul lor, și suflă Duh Sfânt peste ei ca mare preot, ca împărat, așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi. Toate astea s-au întâmplat și în psalmii care îi citează în primul capitol sunt psalmi de încoronare. Am văzut că o parte din psalm sunt psalmi de încoronare. Uitați-vă la capitolul 5, versetele 5 și 6. Tot așa și Hristos... Aici vorbește despre marele preot. Aron a fost numit de Dumnezeu, nici Hristos nu putea fi decât numit de Dumnezeu, nimeni nu și-a cinstea aceasta singur. Tot așa și Hristos... Nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Cel ce i-a zis: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Aha, psalmul 2, da. Și cum zice iarăși într-alt loc, Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Psalmul 110, versetul 4, da? Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Observați, toate acestea, autorii Noului Testament sunt acuzați într-un fel că stâlcesc Vechiul Testament să justifice agenda lor cristologică. Ori observați, dacă citesc doar psalmii regal mesianici, văd într-un fel cum eu urc spre dimensiunea mesianică și scatologică a istoriei prin Vechiul Testament. Și cei care au început să înțeleagă Vechiul Testament, Dumnezeu le-a deschis mintea, n-au avut niciun fel de probleme să scrie texte ca cel din Evrei sau cel din Coloseni sau cel din Apocalipsa, o mulțime de texte. Uitați-vă în Coloseni, capitolul 1, versetele 15 la 18. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cine este El? Fiul dragostei Lui, da? Fiul dragostei Lui. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. În mod evident este Domnul Iisus Hristos. Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Astăzi te-am născut din morți. Da? Suntem în dimineața învierii. Astăzi te-am născut, l-a adus din moarte la viață. Dar de data asta, ca om, cu un trup de slavă, ca unul dintre noi, ca antemergătorul nostru care a trecut dincolo de perdeaua din lăuntru și ne așteaptă și pe noi. Sau să iau textul din Apocalipsa, capitolul 12, primele 5 versete. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Da? Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Observați, toată povestea asta vine în Geneza 3 cu 15. Sămânța femeii îți va zdrobi capul. Balaurul de-a lungul istoriei a urmărit sămânța femeii. Dumnezeu a ales mereu femeia prin care să legămintele astea fac. Aleg linia mesianică și balaurul a fost totdeauna acolo. Atalia, aproape că a mâncat, dragii mei, a nimicit pe toți urmașii lui David, afară de unul care a fost furat de doica lui și dus în templu și care ajunge împărat, duce mai departe. Dar Irod, când omoară pruncii, diavolul lucra, balaurul lucra exact în aceeași direcție. Și versetul 5. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Psalmul 2. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Da. Dacă fug la sfârșitul istoriei, capitolul 19. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el...
se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui sunt... ca parafocului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile. Cere și îmi voi da neamurile în stăpânire și capetele pământului în moștenire, scrie Psalmul 2. Dar? Pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a tot puternicului. A tot puternicului Dumnezeu. Și versetul 16? Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Observați dacă iau ultimele părți ale expresiilor împăraților și domnilor, ăștia sunt cei de pe pământ, dar el este împăratul împăraților și domnul domnilor. Domnul domnilor, cu alte cuvinte, psalmul alunecat într-o altă dimensiune. Psalmii regal mesianici, un imn adresat regelui ceresc. Și haideți să citim doar câteva rânduri legate de regele ceresc. Promisiunile lui Dumnezeu făcute lui David în legământul încheiat cu acesta creează contextul în care psalmii regali pot glisa din contextul regelui pământesc spre dimensiunile mesianice și escatologice ale împărăției lui Dumnezeu. Și de aceea, pe linia regală a lui Israel, putem să-l căutăm și să-l întâlnim pe însuși împăratul sau regele ceresc. Pe regele ceresc. Dacă iau psalmii regal mesianici în legământul davidic și pe urmă de la cel pământesc prin prisma legământului davidic, întotdeauna termin cu cu regele ceresc. Și de aceea se numește psalm regal mesianici. Dar credincios tiparului profetic întotdeauna pleacă din imediatul lui și mulți din psalmii de încoronare sunt închinați lui Solomon, cel care este fiul lui David, ziditorul casei lui Dumnezeu, dar pe nebăgate în seamă, el decolează spre o altă realitate, spre realitățile mesianice și escatologice. Pentru că psalmii regal mesianici sunt și psalmi profetici, în ei vom descoperi același tip de suprapuneri de imagini pe care le-am întâlnit în profețiile lui Isaia. De pildă în Isaia? În Isaia am vorbit de câteva perechi de imagini. Prunc și un prunc cu majuscule, da? Un rob și un rob cu majuscule. Mântuitor, mântuitor. Da, dacă mă duc în psalmii regal mesianici, se adaugă alte câteva. Împărat, împărat, preot, preot și? Profet, profet. Profet, profet. Cu alte cuvinte, am o figură pământească, dar trebuie să-l dau deoparte, pentru că apare o figură cerească în spatele lui și mult din profețiile respective sau din psalme nu se mai potrivesc la figura pământească și atunci trebuie să-l caut pe cel pe care îl prefigurează împăratul într-un fel, spre care aleargă istoria. Dar nu un împărat oarecare, ci împăratul împăraților și domnul, și domnul domnilor. Nu un proroc oarecare, ci acel proroc ca Moise așteptat în lume. Nu un preot oarecare din familia lui Aron, ci marele preot ceresc așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Amin. Amin. Care mijlocește pentru noi să ne desăvârșească mântuirea noastră.